Am venit în orașul Bârlad pentru că este unul dintre orașele care a beneficiat de bani europeni din 2007 până în prezent. Ați reușit să faceți câteva lucruri în oraș pe finanțare nerambursabilă. Principalele proiecte către ce s-au dus? În municipiul Bârlad au fost derulate până în 2016 trei proiecte pe fonduri europene. Este vorba de Centrul Național de Informare Turistic care este în spatele dumneavoastră, școala gimnazială Iorgu Radu și un proiect asfaltare câteva cartiere din Bârlad. Proiect cu impact, să spunem, pentru că era o zonă cu drumuri de pământ. Din 2016 am realizat, atunci am preluat eu mandatul, că problema Bârladului nu poate fi rezolvată cu bani de la bugetul local, sau problemele Bârladului pot fi rezolvate cu bani de la bugetul local sau de la guvern. O sursă importantă sunt, așa cum toți primarii cred că au gândit și gândesc, fondurile europene. Și am căutat să mergem cu proiecte cam pe toate axele de finanțare. Am reușit să depunem 12 proiecte, toate 12 au primit finanțare. Aici suntem la secția de pediatrie a Spitalului de Urgență Elena Beldiman din Bârlad. Este un proiect cu fonduri europene. Valoarea este de aproximativ 6.200.000. Astăzi când vorbim, cred că 58% din proiect este executat. Ce avem aici? Ce se construiește aici? Aici este grădinița numărul 5, un proiect pe fonduri europene. În realitate relocăm grădinița dintr-un spațiu vechi și impropriu în această clădire care va fi terminată așa cum pe fonduri europene. Relativ de două săptămâni și ceva. Este un proiect în valoare de aproximativ 5 milioane de lei pentru 120 de preșcolari. Biserica Sfântul Gheorghe din Bârlad, monument istoric din 1818, a beneficiat de un proiect de peste 7 milioane de lei pentru reabilitare, un proiect pentru reabilitarea bisericii, a turnului și a clopotniței. Din această sumă, peste 6 milioane de lei sunt bani europeni nerambursabili. Am mers acolo unde aveam finanțare. Am depus grădinița 5, grădinița 8, modernizare și extindere. Avem școala profesională, fosta școală profesională a fabricii de rulmenți Bârlad, modernizare și dotare, extindere ambulatoriu, un proiect foarte mare și important pentru municipiul Bârlad, infrastructură. Aici vorbim de străzi, trotuare, piste de biciclete, parcări. Este de fapt cel mai mare proiect pe care l-am depus și avem finanțarea asigurată, lucrăm la proiectare și în tandem cu acest proiect, încă un proiect tot pe mobilitate urbană, autobuze electrice, 5 milioane jumătate de euro. Mai avem două proiecte pe iluminat. Nu întâmplător suntem aici, pentru că această grădină publică beneficiază de fonduri europene, un proiect pe care l-ați câștigat. Da. Urmează să-l implementați. Când demarați lucrările și cum ar urma să arate această grădină publică în un mare parc al Bârladului? În acest proiect avem grădina publică Mihail Sturza din Bârlad, avem un centru de zi pentru bătrâni, sala de sport a orașului și grădința numărul 2 care este în vecinătate. Grădina publică este un obiectiv foarte important, ea are o suprafață de 17 hectare. În acest proiect nu este cuprinsă întreaga grădină publică, ci doar aproximativ jumătate, unde vom interveni la infrastructură, mobilier, piațete, un lac de agrement, un lac pentru a se capta apa și iriga. Și în completare mai avem un proiect tot în grădina publică cu iluminat. Bârladul are o mare problemă și anume că prin mijlocul orașului avem traficul greu. Camioanele trec prin oraș în loc să meargă pe alte variante.
pentru asta există un proiect tot pe fonduri europene de ocolitoare a Bârladului. Traficul greu spre Republica Moldova, Tișița, Albița, trece prin Bârlad. Tiruri, camioane, astfel, tot transportul de mare tonaj. Spune că toată infrastructura este distrusă la pământ. Se cheltuiesc sume mari de bani cu plombări, cu reparații la rețeaua de apă, reparații la canalizare. Vedeți în apropierea noastră tirului cu trec pe Bulevardul Iepureanu. S-a lucrat și se lucrează la varianta de ocolire a Bârladului. Proiectul a fost, execuția a început anul trecut, sunt 22 de luni. Astăzi când vorbim, cred că din proiect s-a executat cam 32%, mă refer la lucrări. Continuăm.